Doamnelor, domnilor, bun găsit! Încep știrile dimineții la Antena Tripluiști. Problema tăsării de pe strada 23 August din Slănic pare că nu a fost în totalitate rezolvată. Asta pentru că, potrivit prefecturii Prahova, în zonă încă mai există mișcări ale terenului pe suprafața gropii care s-a format încă de pe 25 aprilie. Contractul primăriei din oraș cu firma care și-a luat angajamentul să stabilizeze zona este în continuare valabil, ceea ce înseamnă că societatea respectivă răspunde direct de toate situațiile care apar. Și cum nu era de ajuns peste stradă la niciun kilometru distanță, în salina apa din Mina Victoria încă dă fiorece autorităților. Strada 23 August din Slănic, locul în care un crater s-a format din senin pe 25 aprilie. De atunci au urmat o serie de analize, verificări și lucrări ale specialiștilor menite să stabilizeze zona. S-au încercat diferite metode, iar singura variantă este ca groapa să fie ținută sub control și acoperită constant cu balastru. O societate comercială cu care primăria din oraș a încheiat un contract este direct răspunzătoare de bucata de drum pe lângă care localnicii trec zi de zi cu fricansen. În momentul ăsta, acolo există un manager de proiect care poate răspunde tuturor întrebărilor, dacă mai sunt probleme, de ce sunt probleme. Noi suntem în așteptare, intervenim așa cum ne spun atribuțiile noastre, dacă se generează din nou o situație de urgență. Nu mă pot pronunța vis-a-vis de ce se întâmplă acolo. Știu. Cert este că în continuare reprezentanții Institutului pentru Fizica Pământului și cel geologic al României monitorizează zona. Firma răspunzătoare de groapă verifică și ea situația de sub pământ. Știu că se fac în continuare foraje, știu că se fac în continuare lucrări. Au fost semnalate tasări în zona străzii 23 august, tasări care vin din ceea ce spune managerul de proiect ca urmare a lucrărilor de stabilizare. Ei spun că sunt normale. Ieri am avut o ședință a CJSU în care am stabilit mult mai multe lucruri. Vorbesc într-o primă fază de obligația autorității locale și a managerului de proiect să ne informeze săptămânal sau ori de câte ori este nevoie cu privire la evoluția situației din zonă. Am aprobat un proiect de hotărâre de guvern pentru eventualul sprijin al guvernului pentru localitățile afectate de alunecări de teren. Am aprobat planuri de măsuri pentru calamități. Și cum nu era de ajuns, în atenția autorităților se află și salina Slănic, acolo unde Mina Victoria, exploatare scoasă din uz în 1992, s-a umplut de-a lungul anilor cu 600.000 de tone de apă, infiltrată din pârâul Slănic. Presiunea apasă acum pe peretele comun cu mina deschisă turiștilor. Avem și situația de la Salina Slănic, care este gestionată direct de Ministerul Economiei, proprietarul salinei. Situația este considerată una cu risc major pentru întreaga localitate, iar autoritățile au început în subteran operațiunile de evacuare a apei tot în pârâul Slănic. Lucrările în zonă se anunță de durată. Peste 500 de incendii de vegetație uscată s-au înregistrat în prima jumătate a anului în Prahova. Acestea au afectat o suprafață de aproape 2500 de hectare. Incendiile de vegetație uscată continuă să fie o problemă pentru pompierii prahoveni. Sute de astfel de intervenții au avut și anul acesta angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Tot în semestrul întâi al anului 2024, la nivelul unității, s-au înregistrat un număr de 547 de arderi necontrolate, în general la vegetația uscată, pe terenurile aflate în administrarea consiliilor locale, unde au fost afectate ca și suprafață 2475,415 hectare. Dintre cele 547 de arderi controlate la care au intervenit pompierii prahoveni, 505 au fost incendii de vegetație uscată, 30 au fost la gunoi menajer, iar alte 12 au fost iscate la coșurile de fum. Nerespectarea prevederilor legale privind arderea miriștilor și nu numai constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 7.500 de lei și 15.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amenzi între 50.000 de lei și 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice. Guvernul a adoptat un nou proiect de hotărâre inițiat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, conform căruia persoanele cu dizabilități vor avea dreptul la transport interurban gratuit. Cu mai multe detalii legate de subiect vine colega mea Ana Marin. Ana, care sunt datele? Bun găsit!
Persoanele cu dizabilități vor putea beneficia de servicii de transport interurban gratuit, indiferent de județul în care au fost tipărite biletele de călătorie. În baza tichetelor de drum, transportatorii vor putea cere decontarea banilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului din județul în care se află stația de la începutul călătoriei. Totodată, persoanele cu dizabilități pot depune o cerere conform căreia pot accesa resursele materiale necesare pentru achitarea cheltuielilor alimentării cu carburant sau alimentării mijloacelor de transport electrice. Actul normativ emis de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale stabilește cine poate face cardul de carburant și condițiile în care Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului județene pot încheia contractele pentru achiziționarea lor. Cheltuielile asigurate anual pentru alimentarea cardurilor sunt în valoare de până la 1.500 de lei pentru persoanele cu handicap grav și până la 750 de lei pentru cele cu handicap accentuat. Ana Marin, mulțumim pentru informații. Casa Județeană de Pensii Prahova este luată cu asalt de către pensionari nemulțumiți de deciziile de recalculare. Peste 1.000 de cereri de verificare a acestor decizii au fost deja depuse și încă nu au fost distribuite prin poștă toate documentele emise în urma recalculării pensiilor. Numărul de puncte de stabilitate acordate 0,0, nu știu cât, la 33 de ani, da, 2016. Am 4 puncte și 99. Exact, dumneavoastră aveți 4 puncte, da, și vezi, mie trebuia să-mi dea mai mult și nu mi-a dat nimic, mi-a dat 0,00, dar n-aveți, uitați, n-aveți niciun punct aici. Modul de recalculare a pensiilor îi nemulțumește pe mulți dintre pensionarii prahoveni, așa că se prezintă cu deciziile primite la Casa Județeană de Pensii pentru a cere explicații. Până acum am primit 1013 cereri, atât la Ploiești cât și la Câmpina. Deci de când a început procesul de distribuire a pensiilor recalculate sau a deciziilor de recalculare, oamenii au venit să întrebe, s-au adresat instituției noastre să întrebe și să aibă răspuns la toate întrebările pe care și le pun ei. Domnul director, colegii noștri ies afară, spun, le explică, iar dacă omul este nemulțumit, poate să-și depună această decizie de verificare. La cozile interminabile stau și cei care își depun acum dosarele de pensionare sau cei care aduc adeverințe cu sporurile nepermanente pentru recalcularea de după 1 septembrie. Am 37 de ani vechime muncă, am fost infirmieră la maternitate și acum am avut 7.200.000, am mai crescut cât am mai crescut, dar acum am 20 de milioane la 37 de ani și am nemulțumire, nu mai pot să muncesc, că am 70 de ani. Și vreau să se reverifice decizia, nu? N-am nici card de alimente, nici alte venituri, sunt singură, sunt văduvă. Și vreau să mi se recalculeze. Asta e o bătaie de joc cine a făcut ăștia. Deci am muncit 39 de ani și 9 luni și 17 zile. Pe altă decizie scrie că am contribuit, deci am plătit, uitați aici, unde scrie, aici, că am contribuit cu banii ăștia și pe asta mi-a spus că numai 33 de ani, din 39 de ani, că am contribuit numai 33. Deci nu sunt mulțumită. Că noi am plătit și pentru grupă, uzina mi-a trimis pentru grupă, pentru anii care au fost pentru grupă. Și cu toate astea, doamna tot are, i-a dat acolo 4 puncte. Mie nu mi-a dat nimic. Și am același număr de ani, 33 de ani contributiv. Pensia la același nivel? Și mi-a dat 160 de lei. Când trebuia să am, în loc de 2490, trebuia să am cel puțin 2700. Te depun dosarul de pensie. Cereți o verificare a recalculării sau? Nu, acum îl depun pentru pensionare. Aglomerat astăzi la casă de pensie. Foarte aglomerat. Oamenii nemulțumiți? Mai sunt și mulțumiți și nemulțumiți, mai puțin mulțumiți, mai mult nemulțumiți. Cât aveți de așteptat? Nu se știe. Sperăm vreo. Nu știu. De ce am venit? Ca să depun acte noi doveditoare pentru mărirea cu sporurile nepermanente, total venituri și așa mai departe. Recalcularea prima ați fost... Da, am primit-o și e corectă. Și a mea și a soției. Reprezentanții Casei Județene de Pensii Prahova îi avertizează pe cei care le trec pragul că deciziile de recalculare pot fi contestate numai în instanță. La Casa de Pensii nu se face contestație, contestația se face în instanță. Noi pur și simplu verificăm și vedem dacă acele decizii care au fost trimise
sunt greșite sau nu. Cât timp se pot face aceste verificări, având în vedere că sunt atât de mult? 30 de zile încercăm. Deci noi facem un efort extraordinar și personal. Avem mai multe ghișee deschise în acest sens. Avem colegi care sunt tot timpul în hol. Avem colegi care fac și aceste verificări. Deci muncim. Pentru pensionarii prahoveni au fost emise aproximativ 190.000 de decizii de recalculare. Aproximativ 80% dintre pensiile acestora au fost majorate. Sumele primite în plus sunt cuprinse între 1 leu și 4.900 de lei. Ambrozia este o reală problemă pentru alergici în această perioadă. Autoritățile locale din Ploiești spun că au luat măsuri pentru îndepărtarea acestei plante periculoase, însă eradicarea ei este aproape imposibilă. Ambrozia este întâlnită mai mult pe terenurile aflate la marginea municipiului Ploiești. Specialiștii spun însă că polenul acestei plante îi poate afecta pe cei alergici chiar și la distanțe de câțiva kilometri. Legislația în vigoare îi obligă pe proprietarii terenurilor să distrugă această plantă. Legislația care privește bureana ambrozia este prevăzută de legea 62 pe 2018. În care se stipulează cu o comisie comună formată din reprezentanța ai primăriei Ploiești prin intermediul autonomă de servicii publice și poliția locală, vor face controle pe teren pentru identificarea, tomarea și eventual sancționarea persoanelor fizice sau agenților economici care dețin terenuri și care nu sunt igienizate în sensul eradicării acestei buruie. Pe domeniul public intervin pentru îndepărtarea ambroziei angajații Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești. La acest moment, la nivelul municipiului, este instituită o comisie formată din reprezentanți SG-uri, ASP, cât și Direcția Agricolă, unde identificăm anumite locații și anumite zone unde există, într-adevăr, ambrozie foarte, foarte multă. Intervenim în momentul în care avem sesizări și noi le și monitorizăm în același timp. În momentul de față, chiar și săptămâna trecută, n-am intervenit în astfel de două locații. Da, a început sezonul alergiilor. Ideea e că trebuie igienizată toată zona, cel puțin aici în jurul parcului nu se face curățenie deloc, după cum vedeți e plin de bălării, deci sunt șanse să apară tot felul de minuni pentru alergii. Nici în parc nu se face curățenie. Pericol pentru persoanele alergice. Da. Știu ce e ambrozia, face rău la populație, m-a spus la cei care sunt alergici. Da. Ce măsuri ar trebui luate pentru a fi eradicată din oraș? Primar să le scoată cu rădăcină cu toți. Foarte periculoasă și pentru copii și pentru... Ați întâlnit astfel de persoane? Păi da, și eu sunt una dintre alergicele. Ce simptome aveți? Mâncărime, usturimea ochilor. Știu cât e de periculoasă, dar pe aici n-am văzut în împrejurimea parcului. Am înțeles că este periculoasă, chiar sunt obligați să le distrugă. Sancțiuni pentru cei care nu... Trebuie să spun, așa, chiar nu prea o țin așa minte, planta. Cred că am trecut pe lângă ea de multe ori. Da? Polițiștii locali îi pot sancționa pe cei care nu respectă legea. Au fost făcute mai multe controle, un număr de 25, în urma constatărilor proprii, cât și a sesizărilor primite. Controle care s-au soldat cu 10 somații, din care 4 încă sunt în termenul acordat. S-a aplicat și o sancțiune, dar în perioada următoare vor fi închise și celelalte somații care au fost lăsate pentru a se vedea dacă s-au respectat sau nu măsurile lăsate în somație. Amenziile pentru persoanele fizice care nu distrug ambrozia de pe propriile terenuri sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, iar persoanele juridice pot primi amenzi de la 10.000 la 20.000 de lei. Inspectorii de SVSA Dâmbovița au efectuat controle în târgurile săptămânale organizate pe raza mai multor localități. Verificările au avut drept scop depistarea persoanelor sau operatorilor care comercializează ilegal produse și subproduse de origine animală, animale vii, având în vedere totodată și existența în țara pestei micilor rumegătoare, boală virală gravă, care nu afectează omul, dar afectează rumegătoarele mici, respectiv ovinele și caprinele. În urma controlelor efectuate s-au identificat persoane fizice și operatori economici care comercializau produse de origine animală cu încălcarea legislației sanitar-veterinare în vigoare. Neregulile găsite au fost
neîntreținerea spațiilor, echipamentelor, ustensilelor în condiții corespunzătoare de igienă, depozitarea și manipularea produselor alimentare în condiții necorespunzătoare, etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare de origine animală și non-animală, lipsa documentelor de proveniență sau încălcarea normelor sanitare privind demonstrarea trasabilității, comercializarea produselor alimentare fără respectarea condițiilor de igienă. Astfel, inspectorii DSV au dat 8 amenzi în valoare de aproximativ 30.000 de lei. Totodată s-a dispus retragerea de la comercializare și neutralizarea cantității de 85 de kilograme de produse. De origine animală și anume pastramă de oaie. DSVSA Dâmbovița în perioada următoare va intensifica controalele în târgurile săptămânale și anuale ca măsură de prevenție în combaterea pestei micilor rumegătoare și pentru prevenirea apariției toxinfecțiilor alimentare. Astăzi facem o incursiune în Buzău și descoperim lacul și barajul Siriu, al doilea cel mai mare baraj de anrocamente din România. O adevărată oază de relaxare unde pot fi practicate și diferite sporturi. Înconjurat de peisaje montane spectaculoase și păduri verzi, lacul Siriu oferă turiștilor un mix perfect de relaxare și adrenalină. Descoperă frumusețea ascunsă a lacului Siriu, un sanctuar montan în județul Buzău și lasă-te purtat de apele liniștite, vâslind caiace printre peisaje care îți taie respirația. Mai mult, te poți distra plimbându-te cu stand-up paddle-ul sau cu barca. Lacul Siriu este locul ideal atât pentru familii cu copii, cât și pentru cei în căutarea distracției și aventurii. Nu este necesară nicio experiență anterioară, turiștii fiind asistați în timpul activităților pe apă de ghizie certificați. Împrejmuit de munți și de păduri, lacul Siriu, cu o adâncime de 120 de metri, este unul dintre cele mai frumoase lacuri din România. Este străbătut de-a lungul malului său de un drum de poveste, croit prin viaductele Giurca și Stânca Teherău. Pentru crearea lacului de acumulare Siriu a fost necesară strămutarea unei comunități de 300 de gospodării. Construcția barajului a durat aproape două decenii, între 1975 și 1994, și a fost realizat după o metodă inovatoare pentru acele vremuri, fără ciment. Cu o înălțime de 122 de metri și o lungime de 570 de metri, barajul Siriu este al doilea baraj de anrocamente ca mărime din țară, al cincilea din Europa și al 12-lea în topul mondial. Barajul Siriu a fost realizat prin unirea celor doi munți din apropiere, masivul Podul Calului și masivul Siriu. Bazarul copiilor revine și anul acesta la Ploiești, a ajuns la cea de-a 27-a ediție. Evenimentul este pregătit să strângă peste 900 de participanți. Sute de puști sunt așteptați pe data de 14 septembrie să participe la bazarul copiilor. Cei mici vor avea ocazia să-și vândă, de exemplu, jucăriile pe care nu le mai folosesc, să cumpere unele noi, dar și să facă schimb de obiecte. Da, este vorba despre bazarul copiilor. Suntem deja la 27-a ediție acestui eveniment și se anunță aproape 1000 de copii participanți. Din Ploiești, dar și din restul localităților din jur, vor veni acolo să-și vândă jucăriile, cărțile, hainele, CD-urile și ce mai au ei spre vânzare. Aceste obiecte trebuie să aibă calitate bună sau foarte bună. Timp de 3 ore copiii asta vor face, vor vinde. La finalul bazarului, din experiența noastră, știm că cei mici vor face schimb de jucării și în momentul în care pleacă, majoritatea dintre ei lasă spre donare obiectele care le-au rămas nevândute. Scopul evenimentului este de a promova socializarea între micuți. Să învețe să se despartă de lucrurile lor, ăsta este primul pas. După aceea, o altă latură educativă a acestui eveniment este de a-i învăța pe cei mici să vândă, să negocieze, să socializeze, să se despartă de gadgeturi și să mai iasă un pic din lumea asta virtuală și la final, da, să doneze. Evenimentul se va desfășura pe pista de biciclete de la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești, începând cu ora 9. Sport acum, Chindia Târgoviște organizează selecție pentru copii născuți în anii 2011 și mai mici. Acțiunea are loc începând cu 3 septembrie.
AFC Chindia Târgoviște organizează începând cu data de 3 septembrie acțiuni de selecție pentru copiii născuți în 2011 și mai mici, în zilele de marți și joi, de la ora 17, la terenul sintetic din incinta complexului turistic de natație din Târgoviște. Copiii care doresc să se prezinte la selecție trebuie să aibă echipament sportiv și încălțăminte adecvată. În situația în care jucătorul este deja legitimat la un alt club, acesta are nevoie de acordul scris al clubului de care aparține. Este obligatoriu ca toți copiii care se prezintă la selecție să aibă de la medicul de familie o adeverință medicală apt pentru efort. Gloria Buzău a ajuns la un acord cu fundașul Mike Sestor, iar acesta a semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2024-2025. Până la finalul sezonului 2024-2025, Mike Sestor a semnat cu Gloria Buzău. Fotbalistul congolez s-a născut în Franța la data de 30 aprilie 1992. Cariera de junior a fost împărțită între Pisa, Italia și Leyton Orient, Marea Britanie. De altfel, la echipa britanică, Mike a debutat în anul 2010, fiind primul club din cariera sa de juniori. Anul 2018 aduce pentru fundaș primul contact cu fotbalul românesc. Odată cu transferul la Astra Giurgiu, aici joacă un sezon și marchează un gol în 28 de apariții, fiind apoi transferat la CFR Cluj, iar ulterior la FC Argeș. Mike Sestor a evoluat pentru echipa națională Under-20 a Republicii Democratice Congo, pentru care a bifat 4 prezențe. Doamnelor, domnilor, știrile dimineții la Antena 3 Ploiești au ajuns la final. Eu sunt Cristi Georgescu, dar vă aștept în câteva momente la Start Alert. Rămâneți cu noi!